Persoanele fizice sau juridice care efectuează transport public de persoane cu un autoturism fără a avea autorizație de transport în regim de taxi emise de autoritatea administrației publice pot fi amendate, dacă sunt prinse, cu sume cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, conform unui proiect de lege adoptat de guvern. Proiectul care stabilește sancționarea persoanelor fizice sau juridice care efectuează activități neautorizate de transport rutier de persoane prin utilizarea autoturismelor, elaborat și pus în dezbatere de Ministerul Transporturilor în luna iulie, a fost transmis spre aprobare Parlamentului. Ținând cont de amenziile pe care le-ar putea încasa, rechinii se vor gândi probabil de două ori dacă merită sau nu să facă un mic ciubuclu un pasager la ocazie.